Diabetul este o boală cronică în care nivelul glucozei în sânge crește peste normal, devenind dăunător sănătății. Conform datelor statistice a Organizației Mondiale a Sănătății, în momentul actual, peste 240 milioane de persoane suferă de diabet. În data de 14 noiembrie este Ziua Mondială a Diabetului, având drept scop informarea persoanelor despre această maladie. Discutăm astăzi cu doamna Zinaida Alexa, șefa secției de endocrinologie a Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga. Bună ziua! Bună ziua! Care este diferența dintre diabet de tip 1 și diabet de tip 2? Deci, diabetul zaharat este o patologie foarte diversă, deci avem mai multe tipuri. Cele mai frecvent întâlnite sunt diabetul zaharat de tip 1 și cel de tip 2. Diferența este că diabetul zaharat de tip 1 apare la persoanele tinere, adică copii, adolescenți și persoanele până la vârsta de 40 de ani, pe când diabetul zaharat de tip 2 apare la persoanele cu o vârstă peste 40 de ani și în special la persoanele obeze. Această epidemie a diabetului zaharat care se atestă în ziua actuală, deci este datorită faptului că avem un număr foarte mare de pacienți cu diabet zaharat de tip 2. Dar care sunt simptomele acestora? Semnele clinice ale diabetului zaharat, deci sunt diverse. Deci persoanele cu diabet zaharat de tip 1 au un debut acut și deseori pot manifesta o sete exagerată, un consum sporit de lichide, niște urinări frecvente, pierderea ponderală. Pe când persoanele cu diabet zaharat de tip 2, deci au un debut foarte lent și foarte mult timp, această patologie rămâne nediagnosticată. Deci persoana nu cunoaște că are acel nivel crescut de glucoză în sânge și nu se adresează la medic. Însă, atunci când deja apar complicațiile cronice, pot apărea careva semne clinice, cum sunt durerile de picioare, cum sunt scăderea acuității vizuale sau durerile cardiace și atunci este depistată ocazional și această glucoză crescută în sânge. Dar cum poate fi prevenită această maladie? Cu părere de rău, pentru diabetul zaharat de tip 1 nu avem niște măsuri de prevenție bine stabilite, însă în cazul persoanelor cu diabet zaharat de tip 2 există măsuri de prevenție și anume persoanele care duc un mod sănătos de viață, deci sunt protejate de a face diabet zaharat. Însă în acest context ar fi binecuvenit să menționăm și acei factori de risc care pot duce la apariția diabetului zaharat de tip 2 și ar fi foarte bine ca populația generală să cunoască acești factori, cum sunt creșterea greutății corporale, rudele de gradul 1 care suferă de diabet zaharat sunt predispuse spre a face această maladie ulterior, femeile care au dat naștere unor copii de 4 kg și mai mult sau care au avut un diabet gestațional, persoanele cu patologii cardiovasculare, cu creșterea concentrațiilor de lipide în sânge, deci aceștia sunt acele persoane care sunt predispuse unui risc crescut de a face diabet și, în special, persoanele obeze. Dar prin ce este periculos diabetul? După cum am menționat anterior, semnele clinice în cazul diabetului zaharat de tip 2 nu apar de la bun început și deseori persoanele nu atrag atenția cuvenită acestei maladii. Însă, dacă persistă pe un timp îndelungat glicemia crescută în organism, atunci ea va duce la afectarea mai multor organe, deci așa cum sunt vasele în special și se vor afecta vasele retiniene, adică vor apărea dereglări de vedere, vor apărea afectarea vaselor renale și în acest caz va suferi funcția rinichilor și de asemenea vor fi afectate terminațiunile nervoase și vasele membrelor inferioare și atunci apare neuropatia sau angiopatia diabetică care se soldează cu complicații mai grave cum sunt ulcerațiile și amputațiile de membre. Dar persoanele care au diabet trebuie să țină cont de o dietă specială sau nu? Deci, în primul rând, persoana cu diabet zaharat trebuie să-și cunoască patologia foarte bine și pentru aceasta sunt organizate niște cursuri sau lecții practice pentru persoanele cu diabet pentru a informa
și sunt elaborate diferite broșuri de informare, deci despre ce este această patologie și care sunt scopurile tratamentului. Deci oricare persoană cu diabet zaharat, în primul rând, trebuie să cunoască la ce tinde, adică are patru obiective de bază. În primul rând, să-și controleze greutatea corporală, să o aducă la valorile normale, să-și mențină nivelul glicemiei în sânge normal, deci pentru fiecare persoană este stabilită o țintă individuală, să-și mențină valorile tensiunii arteriale la valorile recomandabile, iarăși individual, deci undeva 130 și 80 mm ai coloanei de mercur, sau în unele cazuri putem accepta și o tensiune de 140 și 85 mm ai coloanei de mercur și îndeosebi să-și cunoască și valorile LDL colesterolului, adică colesterolul rău, deci care iarăși în dependență de ce patologie asociată are pacientul, va varia între 2,5 mmol la litru, ba chiar și mai jos de 1,4 mmol la litru. Deci acestea ar fi punctele cheie de bază pe care trebuie să le cunoască persoana cu diabet și trebuie să tindă spre normalizarea acestor valori. În ceea ce privește tratamentul, persoanelor cu diabet le sunt prescrise și anumite medicamente? Deci persoanele cu diabet, în funcție de ce tip de diabet comportă, deci pot avea diferite prescripții. Dacă vorbim despre persoanele cu diabet zaharat de tip 1, la aceste persoane, pancreasul endocrin nu mai elimină insulină și în acest caz ele sunt nevoite pe întreaga parcursul vieții să administreze preparate de insulină. Pe lângă aceste preparate de insulină, este obligator ca persoana să cunoască și ce alimente consumă, care este conținutul de glucide în aceste alimente și să-și ajusteze dozele de insulină. Persoanele cu diabet zaharat de tip 2, la bază au respectarea regimului alimentar și dacă persoana este cu obezitate, se va recomanda un regim alimentar hipocaloric, adică este necesar să-și cunoască câte calorii a consumat pe parcursul zilei, să-și reducă calorajul pe parcursul zilei pentru a normaliza greutatea. Un punct anumit îi se oferă și exercițiului fizic, care este indiscutabil foarte folositor în cazul reducerii glicemiei, fiindcă în acest caz mușchii vor consuma cantitatea exagerată de glucoză și astfel vom contribui la normalizarea glucozei în sânge. Și de acum, ulterior, se asociază și medicația antidiabetică, fie pastilele la debut, iar după care se asociază mai multe tipuri de pastile și dacă nu este suficient, atunci se recurge la insulină chiar și în tipul 2 de diabet. Ce sfaturi ați oferi persoanelor care au fost recent diagnosticate cu diabet? Deci, diagnosticul de diabet zaharat este un diagnostic șocant pentru toate persoanele care sunt, însă în acest caz convorbirea și comunicarea cu aceste persoane ne oferă posibilitatea de a le explica care este motivul acestei boli, dacă este diabetul zaharat de tip 2, și le explicăm care sunt metodele de combatere sau de a menține glicemia la valori normale și, în primul rând, le-aș dori să nu piardă speranța, fiindcă diabetul zaharat nu este o patologie atât de gravă dacă persoana însăși nu va controla această patologie. Deci persoana care poate să-i ajute este nu acel medic endocrinolog sau medic de familie, dar este propria persoană care trebuie să ia o altă atitudine, să-și modifice modul de viață, să administreze acele medicații pe care sunt recomandate și să-și efectueze controlul de zi cu zi al glicemiilor sau controlul trimestrial al hemoglobinei glicozilate sau LDL colesterolul și tensiunii arteriale. Și în cazul dacă acești parametri, cum am vorbit mai sus, greutatea, glicemia, tensiunea arterială și LDL colesterolul vor fi în limitele normei, deci această persoană va putea duce în continuare o viață destul de activă,
Deci calitatea vieții nu va suferi atâta timp cât nu vor apărea aceste complicații cronice. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile oferite și vă doresc mult succes în continuare. Vă mulțumesc! Меня зовут Богатько Игорь, я родился 24 августа 2000 года. Я болею диабетом полгода, июня 2019. Первого типа. Я пользуюсь инсулином для того, чтобы мой сахар был в норме. Și cât de des trebuie să administrezi acest preparat? Insulin. Я ставлю его где-то около 5-6 раз в день, включая и продленный. Și pentru asta ai nevoie de ajutorul unui medic sau poți să faci de sine stătător? Я могу это все выполнять самостоятельно, и это довольно просто. Ce sfat ai oferi unei persoane care recent a aflat că suferă de diabet? Я могу сказать о том, что это не так проблематично, как может казаться на первый взгляд. Да, может быть какие-то нервы от этого переживания, но если следить за ним очень хорошо и делать все по графику, и соблюдать правильное питание, то с этим можно жить довольно хорошо. То есть можешь жить обычной жизнью, просто добавляя свой, так скажем, рацион жизни инсулин. Mă numesc Cebanuana și sufer din 2015, dar lecuire o fac din 2018. Pe ce fel de diabet aveți dumneavoastră? Gradul 2. Și ce fel de tratament aveți? Metfagama 1000 și bionemi. Câte des veniți la spital? E când ne simțim mai rău, ne adresăm la medic și venim. Pentru administrarea medicamentelor dumneavoastră aveți nevoie de ajutorul medicului sau puteți face și de sine stătător? Și de sine stătător fac. Ce sfat ați oferi unei persoane care recent a aflat că suferă de diabet? I-aș da un sfat să mănânce nu gras, nu dulce, mai multe fructe ori legume, nu mă greșesc, care nu cresc zahărul, să mănânce pește, carne, ouă. Dar dumneavoastră aveți o dietă specială? Sau... Da, pește, ouă, carne, măsline, ciuperci, ceapă, pepini, pătlăgele, roșii.